cum vi se pare că a fost întâlnirea aceasta? Pe mine, sincer, m-a lăsat fără cuvinte. Deci, Carmina, efectiv, s-a întrăgostit, era topită toată, era genul de fată care, pur și simplu, avea senzația că a lovit-o cu pidon. Nu cred că am văzut foarte multe fete să reacționeze așa, dar Chiar părea foarte îndrăgostită. În schimb, Mihai o ținea pe prietenie, deși cred că ar fi fost mai fair play din partea lui să-i spună franc în față, adică să-i detalieze în, în vorbe cât mai multe faptul că pentru el Carmina nu reprezintă decât o amică, o prietenă și să nu-și facă speranțe. Asta am văzut eu. Dumneavoastră, ce credeți? Ar fi trebuit Mihai să fie mai explicit în relația cu Carmina și să-i spună că între ei doi nu poate fi decât o prietenie, ca ea să nu-și facă speranțe și să nu se îndrăgostească. Mă întreb ce-o fi visat în noaptea trecută Carmina, pentru că părea fiertă, e puțin spus, părea extrem de îndrăgostită și ciudat mie mi s-a părut ciudată această întâlnire și aș vrea să spuneți și dumneavoastră cum vedeți situația și cum credeți că ar trebui să procedeze Mihai încât să nu-i dea atât de multe speranțe Carminei.